clipă de neatenție în parc ne poate crea neplăceri. Și vă spune un om care și-a scântit glezna de câteva ori. Când ne antrenăm afară, e bine să ținem cont de câteva sfaturi pentru a evita totuși accidentările. Mădălina, dă-ne mai multe detalii. Bună dimineața, dragilor! Alături de mine este medicul ortoped Ion Bogdan Codorean. Bună dimineața! Bună dimineața! Este o perioadă în care facem sport în aer liber. Care este cea mai mare greșeală pe care o facem, dar fără să ne dăm seama? Păi sunt mai multe greșeli pe care le facem. N-aș zice că sunt foarte mari, dar o greșeală este aia să ne apucăm de orice sport fără să ne încălzim înainte. Pentru că fără un stretching foarte bun, fără o încălzire musculară și articulară de 5-10 minute, riscăm accidentări foarte mari, riscăm rupturi musculare sau chiar întorse de genunchi sau gleznă, rupturi de tendoane, de tendon ahilian. Deci e foarte important să ne încălzim foarte bine. În al doilea rând, este important să facem sporturi pentru care suntem cât de cât pregătiți. Dar care ar fi cele mai riscante sporturi în aer liber? Riscante? Niciun sport nu e riscant sau toate sunt riscante, da? Riscul este dat și de intensitatea sportului pe care îl facem și de tipul sportului. Un sport care implică pivotări, care implică sărituri, care se desfășoară pe suprafețe dure, este mult mai riscant decât un sport, de exemplu joggingul, în care noi alergăm prin pădure sau alergăm pe un teren drept. Asta e puțin riscant, joggingul. Pe când fotbalul, basketul, astea sunt sporturi pe care le practică multă lume în aer liber și de unde ne vin foarte multe accidentări. Cu bicicleta e mai puțin riscant? Pentru că eu merg des pe bicicletă. Da, riscul pe bicicletă, dacă nu se întâmplă ceva... Aveți și niște mulaje aici, dacă puteți să ne și arătați. Da, deci pe bicicletă riscul e mic dacă nu picăm de pe bicicletă. Doamne ajută! Nu? Deci n-avem. Pe când la sporturile de care v-am spus eu, care implică sărituri, pivotări, traumatisme directe, nu? Asta e un genunchi. La nivelul, în afară de întorsa de gleznă, cele mai multe accidentări apar la nivelul genunchiului. Și se pot rupe aceste ligamente colaterale, care se pot rupe mai tare sau mai mult sau mai puțin. Așa. De obicei, astea le tratăm prin imobilizare. Se pot rupe meniscurile. Acestea sunt meniscurile, meniscul extern sau intern. Se pot rupe ligamentele încrucișate. Se pot rupe toate odată, în funcție de energia traumatismului. Deci avem așa un număr foarte mare de posibile accidentări care se pot întâmpla la sportul ăsta profesionist sau recreativ. De aia e foarte important să ne încălzim, să fim pregătiți pentru fiecare tip de sport, să avem un tonus muscular bun, iar atunci când obosim să știm să ne oprim, pentru că foarte multe accidentări apar pe fond de oboseală. Vă mulțumim tare mult, domnule doctor. Mare grijă așadar cu sporturile în aer liber. Acum ne întoarcem la voi. Laura Cove.